Partidul Democrat Liberal are un apartament de serviciu pe Calea Victoriei și pe care l-am folosit și îl folosesc încă din 2005, de când am devenit președinte al partidului. Nu m-am mutat după ce am devenit premier într-o altă casă de protocol sau într-o altă locație. Stați cu familia? Din nefericire, nu. Da? Familia este la Cluj. A fost una dintre neîmplinirea acestor ani de mandat, pentru că n-am putut să fiu alături de fetițe, pentru că, să înțeleg că vă acum sunt în clasa 9, în clasa 6, dar știți cum e, a îi scoate din mediul de la școală, a duce la București să se adapteze, plus că în 2009 urmau alegerile, după 2009 s-au terminat alegerile, dar a venit criza, tot timpul probleme peste probleme. Mă duc la Cluj din când în când, ne mai vedem în vacanțe, mai vine soția și cu fetițele din când în când, dar mai rar, pentru că școala nu le permite un program atât de lax, iar soția este și acad universitar la Facultatea de Litere, trebuie să-și urmeze cursurile, dar face parte din viață, din job singur. Description. Mai gătesc, mai cumpăr, mă descurc cu amândouă, îndelenicirile. Nu știam că sunteți, uite, o noutate. Și întotdeauna și eu fac cumpărăturile de aici, din zona Amzii, de la piață, de la magazinele din Piașma. Da, numai că e în refacere de până. Să se refacă cât mai repede. Toți întreabă pe domnul Chiliman când o să o refacă.